Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru. Bun venit! Cum e oare să ți se îndeplinească toate visele? La 14 ani a jucat prima dată într-un film. A fost premiată la festivalul Mamaia. A jucat în musicaluri, piese de teatru, face design interior și este profesoară de bune maniere și arta conversației. Anca Țurcașiu, bun venit! Bun găsit, Florentina! Mă bucur să te văd! Dar, asemenea. Anca, bune maniere și arta conversației, spunem repede ce este cel mai complicat, cel mai dificil de învățat în arta conversației. Asta facem și noi astăzi. Artă! Să nu vorbești niciodată despre tine decât dacă ești întrebat. A, minunat! E foarte greu să te abții, să spui ceva despre tine când îți vine să povestești doar despre tine, fără să-l asculți pe celălalt, fără să-i pui o întrebare celuilalt, fără să te intereseze continuarea gândului celuilalt pe care vrea să ți-l transmită. Asta este cel mai greu lucru, să conștientizezi faptul că nu trebuie să vorbești niciodată despre tine decât dacă ești întrebat. Oh, și câte oare ai să-mi spui despre tine că o să te întreb, nu glumă. Abia aștept. Uite, niciodată n-ai avut probleme cu dicția. E adevărat, nu? Oh, Doamne, am învățat foarte mult pe parcursul anilor și mi-aduc aminte de una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea, când luam lecții de actorie cu maestrul Petrică Gheorghiu, cel care a adus în lumea teatrului atât de mulți actori talentați, da? Pregătindu-se cu dumnealui. Mai aveai vreun coleg cu care vă pregăteați împreună? Cine mai erai? Florinel Piersic și Ștefan Bănică Junior intraseră cu un an înainte, așa, dar reveneau la cursul nostru de pentru bucuria de a fi împreună. Cesonia Postelnicu, Ioana Abur, foarte, foarte mulți. Mi-e greu acum să-mi aduc aminte, dar mulți. Bianca Brad, Marius Stănescu, o grămadă de actori din generația mea cu care am trecut prin această experiență absolut magică, pot să spun, pentru că era o teroare. Era o teroare. Făceam cursul de actorie la fiecare acasă, pe rând. Mergeam în casele fiecăruia și trebuia să pregătim cornulețe, prăjiturele. Era pe vremea lui Ceaușescu și îți dai seama că era foarte complicat. Mama era disperată când venea ora de actorie la mine acasă. Ștergeam praful, praful și de pe cărți. Adică era... Covoarele, ceva, totul trebuia să fie impecabil. Da, și plecam în excursie la Cheia cu grupul, cu Ștefan Velniciuc, care, domn profesor, da, făceam exerciții de dicție, strigam pe munți pe acolo, era foarte, foarte frumos. Toți colegii mei sunt convinsă că și-aduc aminte cu mare bucurie de anii aceia, anii 80, la finalul anilor 80. Da, acum, sincer, Anca, poate ai luat tu și ai făcut multe lecții și de actorie și de dicție, dar n-ai câștigat tu premiul întâi pe țară la recitare, la Cântarea României. Păi despre ce vorbim? Nu? Moartea căprioare, Doamne, da. Serios? Da. Să câștigi premiul întâi la Cântarea României, la recitare? Doamne, ce bătălie! Păi n-am participat și eu. Asta că tot în arta conversației nu ziceai să mă rețin, să nu vorbesc despre mine dacă nu sunt întrebate. Acum dacă merg la restaurant cu cineva, mai invită cineva la masă. Toată lumea se gândește, aoleu, cum tai cu tot șnițelul sau... Păi, oameni buni, simțiți-vă liberi și mâncați cum vreți, că nu stau acum să... Mă uitam la o postare de-a ta. Aveai așa o privire foarte șireată, așa, în care întrebai... Dacă ești domnișoară și te prezinți, vrei să faci cunoștință cu cineva? Cum te prezinți? Cum faci? Ești tu prima? Cine întinde mâna? Oare câtă lume s-a blocat în momentul ăla? Cât ai studiat? Ai citit ceva? Hai să-ți spun, Florentina, cum a început povestea asta. A început foarte interesant, studiind oamenii. Noi nu prea avem timp să observăm, pentru că trăim în bula noastră, știi? Contăm noi și atât. Nu prea ieșim din bula noastră să observăm oamenii. Eu asta fac cu copiii. Chiar acum am avut curs, înainte să vin la tine. Și le spuneam să observe ce se întâmplă în jurul lor. Să observe câtă lume
face o grămadă de reproșuri în această viață, câtă lume și critici, și câtă lume se observă doar pe sine și se valorizează doar pe sine și nu observă ce se întâmplă în jurul lor. A observa oamenii și a analiza tot ce se întâmplă îți deschide o grămadă de perspective și începi să vezi lucrurile într-un anume fel. Am observat oamenii și mi-am dat seama că există un regres în timp, în tot ceea ce înseamnă, să spunem, nu neapărat bune maniere, cu toții avem bune maniere, pentru că nu e așa, de mici, părinții noștri ne spun, nu arunca hârtia pe jos, știu eu, o grămadă de lucruri, spune bună ziua, spune mulțumesc și așa mai departe. De bun simț. Dar este foarte important, este extrem de important să înțelegem că tot ce înseamnă bune maniere, de fapt, înseamnă de a-l face să se simtă bine pe cel din preajma ta. A nu-l deranja, a fi tolerant, a fi îngăduitor, a fi carismatic, a te face plăcut, a ști când să vorbești, a ști când să taci, când să asculți. Foarte, foarte multe. Am observat oamenii. Mi-am dat seama că este nevoie să-i ajut, poate, pe adolescenți care sunt ca un burete și care au nevoie de foarte multe informații, pentru că tinerii din ziua de astăzi comunică foarte greu cu părinții. Se îndepărtează cumva. E un moment în care, nu știu, băiatul tău probabil că este foarte apropiat. Am noroc. De tine. Am noroc. Ai noroc. Dar majoritatea, să știi că fug din... Deși Urania mi-a spus că de cele mai multe ori când se întâmplă ceva bun în relația dintre copil și mamă sau copil și părinți, tot timpul părintele spune am noroc. Niciodată nu zice, nu se valorifică să spune, am făcut și eu ceva bun. Așa că, uite, mi-a apărut acum Urania în minte și mă gândesc, da, am făcut și eu ceva bun. Da, exact, exact. Și... Regresul acesta pe care tu l-ai observat, l-ai văzut și dorința ta de a ajuta, nu? Da. De a face lumea mai frumoasă până la urmă, nu? Și ei pleacă cu un bagaj de cunoștințe necesar și suficient, spun eu, din întâlnirile pe care le avem, prin care conștientizează foarte multe lucruri și încearcă să se schimbe. Minunat. Prima lor schimbare este zâmbetul, exercițiul zâmbetului. Oamenii zâmbesc din ce în ce mai puțin astăzi, din păcate. Așa este. Dar hai să ne întoarcem un pic în timp, pentru că astăzi am o suită de momente cu și despre tine și o să-ți fac, să zic așa, mici surprize. Abia aștept. Vreau să-ți deja vedem, da, îți place, nu? Da, cum am pregătit mult, aici. Colegii mei au pus fotografiile astea minunate cu tine. O trecere prin timp. 20. Da, da, stai să vezi trecerea acum, pentru că ajungem în anul în care tu aveai 14 ani, da? Am scos o secvență din filmul De dragul tău, Anca. Deși tu nu erai Anca, erai Camelia. Exact, da? Cristiana Nicolae. Dar uite, acum o să vedem în fereastră cu sunet secvența aceea în care se află și colega noastră. Dana Mladin. Exact. O să-ți spunem noi. Dar să nu te faci că știi. Mama nici nu mă lasă să vorbesc cu el. Măcar de s-ar fi învățat minte. O tante de la patru spunea că... Partea asta și dulapul. Amai de gol! Aveți grijă! Amai de gol! Jur? Că nu spui. Ce? Jură! Dă degetul. Nu, celălalt. Clei de prun și coadă de omidă. Ce scârbocenie! Scârboșenie! Așa vă jucați voi? Dar ce vreau să jucăm fotbal? Fetițele trebuie să stea frumos! Stai, o să-ți spun! A fost o poveste întreagă! Nu trebuie să vorbești cu Victoria, un copil rău! N-a mai vrut să mai meargă la școală! Și de asta nu vă jucați voi cu el? Anca! Mi-au transpirat palmele. Ce dulce. Mi-au transpirat palmele de emoție, Dumnezeule. Și cu aceeași dicție, bună. Frazare. Da. Nu știu, cred că așa... Nativ. Nativ, da.
după și cu părul tău ondulat pe mult. Care astăzi da. Ți-l tot întinzi da, cu placa, da, nu? Da, da. Da, apropo, spune-mi de momentele astea. Uite, că au trecut ceva vreme. Castingul, mi-aduc aminte, mi-aduc aminte, chiar când am filmat, mi-aduc aminte. Am o grămadă de flash-uri din tinerețe, din copilărie, din... am o grămadă de flash-uri. Ce frumos e să te întorci în călătoria asta pe care noi o facem. Spunea cineva că suntem niște turiști pe frumosul hotel Pământ. Da. Niște turiști pe aici. Așa. Și m-am întors în călătoria mea, la începutul călătoriei, cu multă emoție. Unde ați filmat aici? Îți mai aduce aminte școala? Unde, nu mai unde știu erați? Dacă la... la școala numărul 19, cred că am filmat. Cred că la școala numărul 19, în centru, lângă școala. Ți-a făcut acolo. Plăcere? Ți-a plăcut să fii acolo, la cadru? Nu cred să... că realizam la vremea aia ce înseamnă cu adevărat povestea asta. Era așa ceva... Am fost furată de val, am fost furată de viață. Și cred că de atunci mi-a pornit cu adevărat pasiunea de a face această meserie. Cred că ăla a fost momentul crucial în care am știut că asta vreau să fac, să rămân pe scândura aia scenei, să stau acolo într-un teatru. Asta este mirosul ăla, știi, dintr-un teatru. Eu am asociez foarte mult tot ceea ce mi se întâmplă cu mirosul, cu niște lucruri legate de exemplu, trec de la una la alta, am fost în Ministerul Învățământului, tatăl meu a fost acolo, a lucrat o grămadă de vreme și toată copilăria mi-am petrecut-o pe culoarele Ministerului Învățământului. Și după vreo 20 și ceva de ani, m-am întors în Ministerul Învățământului să iau o hârtie pentru Radu. Și am parcurs coridorul acela și scârțâia parchetul într-un fel, în felul acela în care știam că scârție parchetul sub picioarele mele, încât până am ajuns în biroul doamnei de unde trebuia să iau hârtia cu semnătura, aveam lacrimi până în barbă, mi-am cerut scuze, nu știam cum să-i explic de ce plâng, că era un moment de bucurie, că trebuia să iau o hârtie pentru nu știu ce. Adică, știi, emoția atât de puternică de reîntoarcere și acum m-a emoționat foarte tare. Deci, te visai cumva actriță, nu? Da, cred că acela a fost momentul crucial în care am zis, da, asta voi face și așa am început pregătirea pentru teatru la 15 ani cu Petrică Gheorghiu. Am zis 3 ani, până la 18. Deci foarte devreme lua copii pentru, pentru teatru. Da. Incredibil. Ce a fost cel mai frumos în adolescența ta? Că uite, sunt vremuri complet diferite, nu seamănă cu nimic ceea ce trăiesc copiii adolescenții în ziua de azi, cu ce am trăit noi. Știi că mi-am adus aminte zilele trecute că m-am uitat așa la mâna mea și că nu mai am bătătura de la degetul ăsta. Așa. Știi că făceam o bătătură când scriam. De la atât a scris, mamă, dar scriam. Și mi s-a dus, înțelegi? Adică m-a durut că nu mai am, că nu mai scriu și că nimeni nu mai are dintre adolescenții din ziua de azi. Sub nicio formă. Mi s-a părut așa, zic, Doamne, uite ce am avut. Numai că știi, acum au o problemă cu încheietura, știi? De la ce? De la telefon? De la telefon, de la mouse, știi? Da, e un sindrom de tunel carpian. Doamne, incredibil. Deci, ce a fost cel mai frumos cel în adolescența frumos, ta? Dacă stau să-mi aduc aminte, a fost faptul că am intrat dintr-o întâmplare în lumea asta muzicală și am început turneele încă din timpul liceului. Eu plecam în turnee, elevă fiind la liceu. Wow. Da, și țin minte că eram în uniformă și m-a așteptat Tavi Ursulescu în curtea școlii cu Dacia lui. Haide, mai repede, stai că trebuie să predau cheia școlii, lasă, mai stai un pic, că nu se poate. Da, și mă dezbrăcam de sarafan. Corect. Și aruncai cravata. Aruncam rochia pe mine și intram direct în spectacol. Wow. Foarte frumos, căram borcanele cu murături după noi, căram gălețile cu apă până la etajul 4 ca să ne spălăm. Dar era atât de frumos. Deci, Doamne, amintirea... nu vreau să creadă cineva că sunt nostalgică, vai. Și ce e rău în asta, pentru că liceul tău, Grigore Moisil, nu? Da. E un liceu și acum foarte de frunte. Bun, da, sigur. Top 5, dacă nu mă înșel, pe licee. Știi că m-am întors și acolo București. Tot așa, nu mai țin minte cu ce ocazie și iar mi s-a... îmi place să spun această poveste. Te rog. Că unul dintre lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le facem în această viață, adulți fiind maturi, trebuie să ne întoarcem în casa în care am copilărit.
chiar dacă nu mai stă nimeni dintre ai noștri acolo, s-a vândut, s-a revândut, s-a... nu contează, să bați la ușă, să ai curaj, să spui, vă rog să mă scuzați, bună ziua, sunt cu tare, am trăit aici în casa asta, în dormitorul ăsta. Dar nu cred că am curajul ăsta. Lăsați-mă să intru să mă încarc de energia pe care am avut-o în copilărie, pentru că sufletul nostru este același de atunci în noi. El e același. Da, clar e același. Și tu te întorci cumva la bucata aia de fericire, fără griji, fără nimic, doar cu visuri, doar cu aspirații, doar cu bucurie către să întinzi mâinile, brațele către cer, să te bucuri de viața minunată pe care urmează să o ai. După care vin toate. Ia întoarce-te puțin acolo, să vezi ce bine era. Ești același. Chiar dacă e mai rugos așa totuși, știi? Da. Da, dacă te gândești un pic să te întorci acolo, îți face foarte bine. Ce ai făcut? Te-ai întors? Da, m-am Te-ai întors. Dus? Deci în casa aceea ce se întâmplă? M-am întors la Ploiești, în casa bunicilor. Am bătut la ușă, am sărit gardul. Și locuiesc oameni străini, da, nu? Da, și am spus bună ziua, sunt cu tare. Cum ai sărit gardul? Am sărit gardul la figurat, că n-am putut să sar gardul, că am avut mii de drumuri la Ploiești. Deci te-ai dus, ți-ai dorit. Între timp mă țineam doar de gard și nu era nimeni înăuntru care să-mi deschidă și plecam înapoi la București. Până într-o zi când am găsit poarta deschisă. Da. Și ai intrat. A fost foarte frumos. Acum, de curând, de un an jumătate, am intrat prima oară acolo. Și am bătut la geam, a venit o doamnă, i-am spus sunt cu tare. Am locuit aici, vreau să mă lăsați să intru. Și s-a întâmplat. Și s-a întâmplat. Și cum te-ai conectat? Emoțiile alea? A fost foarte greu, dar foarte frumos. Special. Și m-am mai întors după aceea, pentru că ne-am împrietenit. Ce ți-a spus? Vino, revino, de câte ori vrei. Acasă. Nu? Wow, ce frumos. Dar hai să ajungem în 1990. Hai. Îți mai aduce aminte, Anca, în primele luni sau chiar în decembrie 1989, pe final de an, pe Revelion, dacă nu mă înșel, și început de ianuarie, vedeam și noi pentru prima dată la televizor Lambada. Îți mai aduce? Când m-am văzut pe Magheru, 3 metri în costum de baie. Stai puțin. Hai să pornim din momentul ăsta, da? Ai vrut să înveți și tu. Cine nu dansa Lambada acum, serios, câți telespectatori se uită acum la noi, toți își aduc aminte de Lambada. Și de cum am trecut eu prin forma aia, cred că... Dar hai să ne uităm la secvența cu Lambada, cu sunet. Te fac o Lambada? Nu ți-e cald? Am costum de baie. Ei, nu e nevoie. Naufragiat! Ei, lasă! Stai, lasă-mă! Naufragiat! Naufragiat! Jean-Bart, tribord... Atât am dat de data asta. Cum a fost? Cum era? Că nu dansați voi ca în videoclip, da? Doamne, ce... de multe ori s-a dat acest film. Exact. Să știi că l-am revăzut în vara asta. Serios? Foarte, foarte multă vreme. Nu știu dacă l-am văzut de la premieră vreodată, că tot am văzut secvențe, dar să mă uit așa ca coadă. Și am realizat o grămadă de lucruri. Am realizat, bucuria noastră. Am regăsit o grămadă de amintiri de la filmări. Am trăit niște sentimente minunate, minunate, revăzându-l. Știi că ți-e frică, nu-ți place să te uiți la tine. Să ne înțelegem. Așa foarte e. Mulți dintre actorii care așa fac e. film se duc cu spaimă să vadă. Bine, acum există, mă rog, vezi chiar în timp ce filmezi, nu se mai face ca pe vremuri. Dar te duci cu emoții așa, că parcă nu e bine, parcă puteai să faci și mai bine, știi? Mie îmi place mult mai mult teatrul, adică mă regăsesc mult mai mult în teatru. Nu știu dacă mi-aș dori să mai fac film neapărat. Dar știi că mulți s-au întrebat și se întreabă de ce nu mai apare pe marele ecran Anca Țurcașeu? N-ai mai fost deloc la niciun casting în toți anii ăștia? Ba da, am mai făcut film. Am mai făcut încă vreo 2 filme, roluri nu principale, dar am mai jucat între timp. În schimb, nu pot să spun că m-aș duce neapărat.
în schimb la castinguri pentru, știu eu, producții de teatru, știu, sunt prima. Da, sunt musical, prima, nu? Oricând nu mai da, spun musical. De musical. Care... Dar spune-mi momentul acela cu magazinul, Cocor, nu? Când te-ai văzut, erai... Dar nu pe Cocor, m-am sau văzut. Era? Nu, 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 la premiera de la Miss Litoral. Așa. Era totul gri atunci pe Magheru, că nu era nicio corect, reclamă, nu era nimic. Corect. Și imediat după Revoluție conduceam, eram cu Oanță, Dumnezeu să-l odihnească, Mihalea, Ioan Lucian, da, Mihalea, cu el m-am da, dus la premieră, era prietenul meu bun și conduceam și am început să-mi tremure piciorul pe ambreiaj, așa am tremurat piciorul, deci, pentru că cu cât mă apropiam, mă vedeam din ce în ce mai mare, era un poster cu un mine, poster, un carton da, așa mare, pus pe un suport de fier, eu în costum de baie, Dita mai Țurcașiu pe Magheru și nimic altceva, deci am crezut că mor acolo. Eu am emoții foarte mari. Foarte mari, înainte de premieră sau, mă rog, am emoții mari. La Mamma Mia, mi-aduc aminte când am avut premiera de la Mamma Mia la Sala Palatului. Așa. M-am gândit, pentru că Răzvan Dincă, regizorul, uh-huh, este un regizor care ne ajută foarte mult, cum să spun, psihologic, vine și ne încarcă de multe lucruri frumoase, ne scrie o grămadă de mesaje. Și m-am gândit că dădusem încă vreo 3 reprezentații în avantpremiera zilei, uh-huh, aceleia importante, așa, da? Și înainte de premieră am început să simt niște bătăi de inimă care palpitații, nu erau controlabile, o schimbare de normal respirație în condițiile în care aveam de susținut o partitură foarte grea. Matematică este pură. Fiecare milimetru de scenă, Sala Palatului trebuie să fie acolo în o anumită secundă și așa mai departe. Și m-am gândit așa, ce fac? Trebuie să mă relaxez, trebuie să mă calmez. Ce ar fi să mă gândesc așa, că este ziua de ieri, când am dat același spectacol așa, în costume și n-am avut nimic. Adică era avantpremieră, nu era premieră. Hai să-mi induc starea că nu e premiera în seara asta, că este avantpremieră. Ai reușit? Și am reușit, da. Am reușit. Minunat. Da. Că bine. Cine știe? Cine știe? Îndrăgostită de musical, îndrăgostită de muzică, de televiziune, nu? Da. De emisiunea Badaba, nu? Oh, nu? Câți ani? Câți ani ați 9 lucrat? 9 ani de zile. 9 ani de zile împreună ați lucrat, ați fost da, coprezentator, da. Tu? Am fost la început cu Mihai Constantinescu, apoi da, cu Dan Bittman și da, apoi cu Daniel Iordăchioai. Am avut da, 3 parteneri pe parcursul da, și cu Daniel acolo, exact, evident. Exact, da, tu ai rămas acolo stâlp da, de da, susținere, nu? Părinții de astăzi, la vreo 35 spre 40, cred că cam așa, își aduc aminte cu foarte am mare prins, bucurie. Mă uitam, sigur că da, sigur da, că mă uitam și un eram acolo prinsă de televizor, da, ne uităm la o secvență. Serios? Uite, avem și acum. Și cu Badaba, nu, da, ce da, da. Cum se poate, am zis că astăzi trebuie să-ți facem o zi frumoasă. Circulați! Circulați, vă rog, circulați! Circulați, circulați! Calm, 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 calm! Circulați, calm, 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 circulați! Ce frumos, ce frumos! Ce vremuri! Ce vremuri! A trecut timpul prea repede, spune-mi tu, Anca. Simți as că... a blink of an eye. Așa, nu? Dar tu nu te-ai schimbat prea mult. Poftim? Nu te-ai schimbat prea mult. Dacă e să ne uităm la fotografiile astea, hai să zicem la ultima asta din capăt, știi? Acolo sunt doamna Higgins, mama profesorului Higgins, colegul meu Horia Brenciu. Da. Și-a trebuit să-mi fac o transformare de machiaj și... A fost o experiență absolut minunată, niște producții impresionante. Da, decoruri speciale. Da, știi cum este? Costumele. E atât de greu pentru noi atunci când se termină un proiect. Păcat. Pentru că
fiecare bucată din viața noastră în care construim o poveste, construim cu atât de multă emoție. E ca un copil care se naște. Mario Radachovski, în spectacolul de teatru dans pe care l-am avut la operetă, atunci când a terminat de construit spectacolul și a plecat, a spus: gata, s-a născut copilul, de acum este al vostru, aveți grijă de el. Și când s-a terminat acest proiect la care am muncit niște luni de zile, dormind pe băncile alea, pe mâncând un covrig cu toții, cu bucuria aia de a face ceva absolut minunat, da. Și când se termină, e o despărțire atât de puternică de spectacolele care nu se mai joacă și o durere atât de mare. Toți colegii mei știu ce spun și sigur trăiesc același lucru. Îmi este atât de dor de o grămadă de spectacole pe care nu le mai joc și care știu că nu se vor mai juca. Păcat. Rebecca, de asemenea, Attila Bereș la teatrul de operetă, da. Și multe altele, uite, și da. Acesta mai l-am văzut la Băneasa, superb, da, da. Să sperăm enorm. Că Mama Mia revine, de fapt, cu siguranță, anul viitor se va reprograma. Anca, tu spui, postezi, am văzut eu câteva postări în care ai repetat: timpul este cel mai prețios dar pe care îl avem. Ai scris-o, am fost atentă, mi-a atras atenția. Păi nu este? Cel mai prețios dar. Nu este? Ce luăm? Noi suntem niște pasageri pe aici. Atât timp cât ne eliberăm de atașamente, de obiecte, da. Vom fi mult, mult mai buni și mult mai bine pe pământ, da? Și dacă ne-am dat seama că timpul este cel care e cel mai prețios, pentru că a trecut și nu mai am cum să mai iau înapoi bucățica asta de zi. A trecut și nu știu ce mi se întâmplă. Ne-a lăsat Dumnezeu pe aici să nu știm. Cum ar fi să știm? S-au făcut o grămadă de filme prin care povestea era mai ai 6 zile. Ce faci în acele 6 zile? Dacă da. Ai ști că mai ai o săptămână, ce ai face? Dar știi că sunt tot felul de postări. Oamenii postează diverse, care mai de care se întrec în postările astea. Dar nu știu câți și le însușesc cu adevărat. Uite, zilele trecute am văzut o postare la fel: când înlocuiești întrebarea de ce mi se întâmplă mie cu ce încearcă să mă învețe situația asta. Păi da, este vorba despre perspectivă. Se pare că totul se schimbă. Exact. Noi toți facem postări, repostăm, nu redistribuim. Dar oare câți dintre noi cu adevărat asimilează? Pentru că toată povestea asta, toată fervoarea asta, tot ce se întâmplă astăzi în acest mediu de interacțiune, social media, dar da. Tot ce înseamnă da. Rețelele de socializare. Ce înseamnă socializare? Ce înseamnă? Apropiere. Ce facem așa noi o acum? Da? Da. Un gând, schimbăm o emoție, un... da. Energie. Emoția, o energie, da? Asta înseamnă socializare, nu? Să zâmbesc din tot sufletul și să-ți transmit și o bucurie. Să te simt. Și să, da. Sau să îmi dea lacrima și să mă simt să fie acolo. Ce înseamnă? Că mi-a venit mie să arunc în eter o ceva, asta socializez? Și cu cine am socializat? Anca, atunci când apăreai în anii 90, când aveam singurul post de televiziune național, toți erau cu ochii pe tine, captai. Și tu știai asta, tu ai înțeles pe parcursul timpului. Nu știu dacă timpului. Am fost conștientă de... Da, de... acum ești. Sunt acum din ce ești, în ce nu? Mai mult. Sunt din ce în ce mai mult. Conștientizezi da, din da, ce da. În ce mai mult. M-am schimbat foarte mult. Ce ai schimbat? Ce era cel mai... Perspectiva. Ce era cel mai, să zicem, balastul? Care îl considerai a fi cel mai... Cred că nu aveam suficientă... Nu mă vedeam pe mine. Serios? Am trăit foarte mult pentru ceilalți și nu pentru mine, toți cei din jurul meu. Și cred că acum încep să m-am regăsit foarte tare și mă simt foarte bine cu mine și fac lucruri pentru mine care îmi aduc atâta bucurie în fiecare zi. Am scris acolo, apropo de postări, că îmi place să contorizez așa, știi, la finalul fiecarei zile,
că mi s-a întâmplat ceva frumos, că m-am dus către ceva frumos, mm-hmm. că am căutat să fac ceva frumos. Ce poate să mi se întâmple? Ceva, hai să găsim, într-o zi mohorâtă, urâtă, ploua, acum 3 zile, a trebuit să fac nu știu câți kilometri, era o aglomerație, toată lumea claxona, zici că a luat toată lumea razna când plouă sau toată, știm în București ce se întâmplă. Toți nervi, 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 nervi. Și am zis, ce să fac? Stai să mă calmez, hai să găsesc uh-huh. ceva bun. Ce aș putea uh-huh. să găsesc ceva bun? Și ce ai găsit? Și n-am găsit primele minute nimic bun, mă, să mă bucur de ceva. Și am dat drumul la un post de radio și am... La îndemână. La îndemână. Ce ușor. Și am ascultat un moderator la un post de radio de dimineață, așa. Care m-a făcut să râd atât de tare. Mi s-a întâmplat foarte rar asta, să mă bucur. Și ți-a schimbat starea. Da, deci crede-mă că am vrut să pun mâna pe telefon și să spun cine ești, cum te cheamă, bună ziua, sunt cu tare, te felicit, ești foarte bun. Deci nu era Buzdugan. Nu, bine, stai că îmi place de Buzdugan. Nu, suntem, nu e vorba de asta, nu da, era Buzdugan, da, că nu știam înțeleg. Cine e. Da. L-ai fi recunoscut repede. Corect. Da. Dar vezi că noi facem asta foarte rar, Florentina. Noi nu spunem oamenilor lucrurile, care să spun plac, Florentina. Da, 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 îmi place da. Foarte mult ce faci. Ești unul dintre cei mai buni moderatori la care mă uit cu cea mai mare bucurie. Florentina. Și îți pronunț numele. Pentru că numele pentru fiecare dintre noi înseamnă cel mai mult pe lumea asta. Și nu spunem, nu, să facem exerciții și să apreciem oamenii din jurul nostru. A venit colega ta și mi-a aranjat părul astăzi. Da. Și am spus, Doamne, ești atât de talentată, felicitări. Dar nu că am făcut-o ca să-i fac. Așa îmi vine natural și mi se pare normal cu toții să facem asta. Hai să-i spunem, Cioco... E vorba de ea, Cioco e talentata noastră, care face minunat părul. Da, 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 Cioco, Cioco, da, exact. Hai să ne uităm la Anca acum, așa cum erai tu, prin 90, 90 ceva, nu știu anul, nu știu dacă îl mai identifici nici tu, ia. Dar uite, un cântec, erai ce wow. Facem acolo? Da, 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 cântai, cântai, acum o să ne uităm imediat la tine cum, a, știu. Cum erai. Niște versuri interesante. Aș vrea să fiu de vreme și prea târziu. Totul cât e de spus, s-a spus. N-a rămas un cuvânt în vânt. Și atunci când iubești, te găsești. Totul cât e de dus, s-a dus. N-a rămas din potop un strop. Poate o lacrimă doar, fără glas, lunecând pe obraz. Aș vrea să fiu de vreme și prea târziu. Timpul tău oricând, pașii tăi. Mi-aduc aminte, eram la Ploiești, într-unul dintre cele mai mari magazine care se construise după imediat Revoluție. Așa. Un magazin nou, impresionant. Și Mariana Șoitu, parcă și Doina Anastasiu au lucrat la această producție și atunci l-am văzut prima oară sau cumva mai mult pe Tudor Vornicu, care venise la această filmare și dădea niște indicații. A fost o experiență, vai, ceva absolut magic. Îți dai seama să fii în preajma lor, să respiri același aer cu așa niște profesioniști. Mi-aduc aminte că parcă ieri a fost filmarea asta. Câți oameni ai cunoscut, câte personalități. În preajma cărora am atât de mare privilegiu să fii în scenă lângă Tamara Buceceanu, Ion Lucian, să joci cu ei, să
te privească în ochi, să fie, îți fie stâlp acolo în scenă. Fă, ceva impresionant. Ți-ai împlinit toate visele? Eu? Nu, da. Mai am. Vreau să sar cu parașuta dintr-un avion, vreau să înot cu capul în apă, vreau să învăț să dansez dans contemporan. Și eu vreau să fac balet pentru adulți. Da, hai să mergem. Ai curaj? Da, eu am orice curaj pe lume. Păi nu prea am curaj din cauza pandemiei. Uite, cum să-mi fac curaj? Uite că sunt atâția care stau pe acasă, uite, da, și nu mai vor să iasă din casă. Uite, acum îi luăm și pe ei în colimator un pic, pe cei care se tem. Se tem să mai iasă din casă, se tem să ajungă la spital, pentru că se întâmplă lucruri. Și atunci? Vrei să nu vorbim despre asta, te rog? Uite, tot faci tu cursurile astea frumoase, nu? Mai fă unul. Despre ce? Și pentru adulți. Cum să ne eliberăm de frici? Și pentru adulți. Cum să ne eliberăm de frici? Din toate experiențele tale de-a lungul timpului, ai învățat ceva, nu? Am învățat mai multe. Ai de împărtășit. Dar eu vreau să spun că cel mai bine mă simt în preajma copiilor. Așa. Predau și un curs de actorie la un after school, predau și canto și actorie la grădiniță. Da. Energia aia și bucuria aia pe care mi-o transmit copiii atunci când mă întâlnesc cu ei și joaca și totul, plec de acolo cu parcă zbor. N-am să pot să renunț la partea asta. Partea de a fi profesor pe care mi-am construit-o așa în ani, de-a lungul anilor, cu atâta nevoie de profesori buni, carismatici, au nevoie copiii ăștia. Profesorii schimbă vieți. Schimbă vieți pentru că te atrag în zona lor aceea. Poți să fii un profesor de geografie excepțional și elevii dintr-o clasă de liceu, 4 sau 5, să-i prinzi să se ducă să facă geografie. Da? Dar pentru că ai avut carismă și pentru că ai știut să le insufli bucuria de a învăța materia respectivă. Anca, dar nu tot timpul ești așa optimistă, câteodată mai ai și tu disputele tale. Vrei să vedem suntem cu cine? Oameni. Hai să vedem cu cine se întâmplă, nu? Ca Anca să aibă câte o dispută. Cine te ceartă? Ia știi? Să adică, hai să ne uităm. Fii atent aici ce am pregătit. De ce țip la mine? Ce vrei? De ce țip la mine? Nu înțeleg ce vrei. Vai. Ți-e foame? Vrei să-ți dau de mâncare? Ești grasă. Ești foarte grasă. Vai, Anca. Vai, cum ai putut să verbalizezi așa, să spui așa ceva pisicii? Vai, de păi stima ei de sine. De grăsime, de o viață. Ce să spun? Și e grasă? Chiar e grasă? E grasă, adică e foarte peste grasă. Greutate? Păi e grasă, ce? Tu ai îngrășat-o. Da, nu, da, mă rog. Păi, da, vezi, dacă nu ai dat mâncare cât a trebuit, așa mai care vine la... Păi tu cum poți să te ții așa de slabă și să îngrași pe ceilalți? Oh, dar mă chinui foarte tare, Florentina. Te chinui, nu? Așa, să te mai chinui și tu, făcând asta, nu? Că toată lumea care te vede, toată lumea este așa într-o adorație, dar oare câți pot și câți vieții. Exact. Te ții, ești, știu că ești foarte disciplinată, nu ești drastică cu tine, nu lași, da. Adică nu te lăfăi. Da, da, nu? Un fel de armată e la armată, mine. Armată, disciplină. În viață, da. În curând o să difuzăm un interviu cu doamna profesor de geriatrie și gerontologie, doamna Luiza Spiru, și îmi povestea ce înseamnă disciplina asta când te apuci de o treabă, dacă tot vrei să ajungi la 104 ani, de exemplu, ne povestea de cel mai în vârstă pacientă pe care a avut-o, a ajuns la 104 ani. Deci se poate. Când se difuzează ca să o urmăresc și eu. Îți dai seama că o să te anunț, fii sigură de asta. Dar hai să mergem puțin mai departe. Uite, zilele trecute vorbeam cu fiul meu despre încrederea în sine. Și el îmi spunea, definește mai clar, întreabă-i pe invitații tăi, cum au pornit în a avea încredere în sine? De la ce pornești? Uite, apropo și de cursurile pe care le faci tu cu copiii tăi, de la ce trebuie să pornească încrederea în sine? E foarte greu, pentru că trebuie să conștientizeze anumite lucruri. De la anumite calități? Nu, eu... Să zicem startul. Da, trebuie să conștientizezi că ai anumite calități, corect, probabil, și să le valorifici. Și să le pui în valoare, da?
trebuie să ai oameni în jur care să te sprijine, să te valideze, să te valideze. Contează și conjunctura, pentru că dacă cineva îți spune în permanență într-o casă, nu ești bun, n-ai făcut nimic, nu ești în stare de nimic, nu știu ce, hai să mergem într-un parc, să ne așezăm pe o bancă, la un loc de joacă pentru copii și să stăm așa noi două și să ne uităm și să vedem ce se întâmplă. Oare ce se întâmplă? N-o să ne placă. Nu te da, o să cazi, o să-ți rup mâinile. Nu e bine ce ai făcut, treci încoace, nu mai băga mâna în gură. Totul e nu, e o negație. Totul e nu, nu face, nu drege, nu asta. Ce dar tu când erai copilă, să... când erai micuță, da, și te duceai la bunici, da, te jucai cu tot ce străcea ție prin cap, făceai tot, te lăsau să faci absolut tot acolo, în casa unde ai fost da, nu îmi dădeau voie cu animale în curte, pentru că aveam o curte foarte frumoasă cu flori și adorau florile și le era frică să nu strice florile, câinii și pisicile și eram disperată pentru că am iubit animalele atât de mult și... până la urmă m-am resemnat și am rămas cu singurele animale pe care le aveam în curte, cu găinile bunicii. De asta te joci acum cu găinile, nu? Hai să ne uităm ce face Anca atunci când... Nu cred așa ceva. Când vrea să pună mâna pe o găină. De ce să-ți fie frică? Nu ai de ce... Pune mâna pe... Pune mâna pe... Așa. Hai să vezi ce poartă. Uite, cu ele am crescut. Cu ele am crescut. Vai, dacă vai. Mi-ar spune cineva că nu ești tu curajoasă. Da, păi, da. L-aș contrazice rău de tot. Era cotețul ăla atât de mic. Ai prins-o repede. Și adică era spațiul mic, îngust, dar totuși te-ai mișcat bine. Nu e așa ușor mă să mă băgam un în coteț, Florentina. Vai, dar cu ele în coteț. Dar și mirosea, îți dai seama cum mirosea acolo, dar nu suportam orice fel de miros. Nu făceai și altele, că mi-a povestit Alin Pascal că mânca găinați când era mititel așa, 4-5 ani. Alin e născut în aceeași zi cu mine. Avem o pasiune comună pentru găini? Exact! Așa am aflat azi. Poate se uită. Vezi? Măcar Matilda, dacă se uită Mati la noi, ar fi fabulos, da. Foarte drăguț. Deci, uite cum. Uite ce mică e lumea. Foarte nu și mică, lumea da. Pasiunilor e mică. Doamne, Anca. Da. Deci, în continuare, atașată de ele, nu? Da, mult, da. Pentru că îmi dau seama că e o formă de, tot așa de, vezi că tot dintr-un ego, pentru că simți că vine iubirea aceea către tine și avem nevoie și e doar pentru tine. Așa. De ce ne luăm noi un animal? Ca să ne iubească. Păi el te iubește și tu o faci mă grasă. Mă adoră, da. Poftim? El te iubește, ea te iubește și tu o faci grasă. Pe pisică, bineînțeles, să înțeleagă vezi. Telespectatorii. Da, Anca, să poți să faci ce ai făcut tu în minutele acelea, deci în secvența pe care noi am arătat-o, trebuie să fii, să te ții bine pe picioare. Ei, nu? Lasă-mă cu picioarele. Stai bine acum, nu? Ești... Am un prieten care mi-a spus așa, măi, atât timp cât ai două mâini și... Și? Un picior, e bine, știi că nu mai aveam... Doar când nu mai ai două picioare, înțelegi ce înseamnă să nu mai ai două picioare. Este ceva cumplit. Este. Mai, ce să facem? Trecem cu toții. A trebuit să trec prin această experiență din care, crede-mă, Florentina, că m-am gândit primul lucru când ți se întâmplă ceva rău, te gândești de ce. Și te îndrept spre Dumnezeu. Unde te duci tu când îți e greu? Către Dumnezeu și îl întreb, Doamne, de ce mi s-a întâmplat mie asta? Că sunt un om bun, că am făcut doar bine, că nu trebuia, că cu ce am greșit? Pentru că ți se pare că este ceva care trebuie să primești pentru că ai greșit ceva. Vreau să-ți spun că a fost ceva incredibil. Am realizat în toată perioada asta în care am fost imobilizată. Câtă vreme ai stat? Șase săptămâni stat într-un gips, mă rog, orteză, ce am stat. Aceste șase săptămâni, în prima secundă am crezut că mi s-a terminat totul, că nu mai pot să-mi țin niciun spectacol, mi s-au pierdut toate contractele, premiera Rude cu nevastă mea, pe care trebuia să o fac și pe care am făcut-o ulterior, Dan Tudor a lucrat cu mine, cu Orteza, cu Cârja și acum Dolores a rămas șchioapă în spectacol, mâine joc la Sala Dales și pe Miami pe 14 decembrie vă aștept, Rude cu nevastă mea în regia lui Dan Tudor, unde joc o femeie șchioapă, cu un picior, adică am rămas șchioapă acolo. Deci am avut o revelație după ceva vreme să realizez că pot să fac atât de multe lucruri și în această situație. A fost o revelație faptul că din ce credeam că nu am pe nimeni
nu știu, așa am avut în cap prima oară, că nu am pe nimeni. Ce mă fac? Eram în biroul medicului ortoped și îmi spunea, trebuie să faceți asta, 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 asta. Și eu plângeam așa, umplusem masca aia, storceam masca aia și îmi spunea, doamnă, înțelegeți ce vorbesc cu dumneavoastră sau trebuie să vă scriu pe o hârtie? Nu puteam să răspund, pentru că nu credeam ce mi s-a întâmplat. Și mi-a scris pe o hârtie și am plâns în ziua aia 6 ore, după care m-am ridicat și de-a doua zi mi-am ținut toate spectacolele, seară de seară, câte 3 ore. Am avut revelația faptului că au venit atât de mulți oameni către mine. Am primit atât de mult ajutor. Am atât de mulți prieteni, atât de mulți oameni care au sărit, ca să nu mai spun de copilul Nichi, așa zis copilul Nichi, care a lucrat cu mine astă vară acolo și știe toată lumea din preajma noastră, e și aici cu noi, și care s-a mutat la București cu mine să mă ajute în toată perioada asta, să mă ducă, să mă aducă. Ei, da. Foarte frumos. Recunoștință maximă pentru toți cei care au fost alături de mine și care deci, m-au... în concluzie, în final, că am ajuns ce la s-a final, terminat? Anca... În orice lucru rău e și un bine. Și după, întuneric vine lumină. După ce se stinge lumina, se vine soarele. Te îmbrățișez, îți mulțumesc să avem încredere. Tare mult că ai fost aici alături încredere. De mine. A trecut mult timp de când nu ne-am văzut, de când n-ai venit, dar mă bucur că s-a întâmplat astăzi. Te îmbrățișez. Asemenea. Să ne vedem cu bine. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Mâine de la ora 15 vă invit la o ediție eveniment 40 de ani de la lansarea cărții Inteligența Materiei, semnată de Dumitru Constantin Dulcan. Mâine, ediția aniversară. Toate cele bune, pe mâine!